Noi când am spus că am sprijinit o pe Maia Sandu, de ce am spus lucrul ăsta, bunii mei prieteni? Am spus lucrul ăsta nu numai pentru că Maia Sandu avea șanse mai multe ca Năstase, ci în primul rând pentru că în cazul în care era Maia Sandu, aveam șanse ca o parte din intelectuali să fie în față. Lucrul ăsta s-a întâmplat întotdeauna. Lucrul ăsta întotdeauna s-a întâmplat după 1991. Eu vă aduc exemple. Deci atunci, în perioada 90-91, a fost împinsă intelectualitatea, metodica a fost împinsă din viața politică din Republica Moldova. A fost împinsă de băutorii de ceai, au fost împinsă de altă parte a intelectualității nelustrate. Asta s-a întâmplat întotdeauna. Dar intelectualitatea întotdeauna a fost împinsă anume de reprezentanții vulgului ăsta, gen Năstase. Așa a fost împinsă intelectualitatea prin Matei din viața publică. Așa a fost împinsă intelectualitatea din viața publică printr-un laș cum era Serebreanu, care tot a încercat să atragă intelectualitatea. Și acum, pe urmă, așa a fost împinsă când era Urecheanu care era Năstase de azi, era Filatul de ieri. Asta era Urecheanu și tot la Caramalac și Moscova era și atunci. Eu niciodată, eu am niște lucruri pe care încă nu le pot lămuri. Pe timpul lui Voronin, PSB-ul, eu am lămuriri, eu știu de ce ei au făcut lucrul ăsta. Dar ascultați-mă, vă rog, atent, pe timpul lui Voronin, FSB-ul nu era cu Voronin, FSB-ul era cu Păsat și cu Caramalac. Păsat și Caramalac erau opoziția de la Moscova a lui Voronin. Deci după respingerea planului Cozac, Păsat a activat aici creând rețele cu oameni care stăteau în regim stand-by ca să-i scoată în piață și să facă revoluție împotriva lui Voronin. Și cei care țin minte cum a fost atunci și amintesc cum ei vânau, cum era nevoit Voronin să-i vâneze prin Chișinău pe agentura FSB care venise să facă revoluție încă în 2005 împotriva lui Voronin. FSB-ul și toată intelectualitatea de aici nelustrată a fost cu Păsat și cu Caramalac. Pe urmă, mai târziu, după ce Păsat a ieșit de la pușcărie, în 2009-2010 a venit Natasha Morari la Chișinău, l-a trimis pe nebunul acela, cum era aventurierul acela care a stat pe aici închis, îmi scap acum, Bagirov, Filat, Filat, care l-avea consilier pe Usate, tot de la Caramalac, Urecheanu, tot de acolo era. Deci FSB-ul întotdeauna a sprijinit, atunci când a avut la guvernare pe cineva de-a lor, au sprijinit pe altcineva. Același lucru se întâmplă acum. Același lucru se întâmplă acum, chiar dacă eu spun, domnule, dar acum trebuie să punem, să muncem, ce mocanul ăsta, tulburapele. Uitați-vă atent ce lume se adună în jurul lui prostul satului. Toată intelectualitatea nelustrată, toată rețeaua, toți băutorii de ceai se vor aduna acum în jurul Năstase. De aia noi vroiam să fie Maia Sandu. Maia Sandu a fost înlăturată acum. A fost înlăturată și a devenit conserva lui Năstase. A devenit conserva acestei părți a FSB-ului care a lucrat pentru Năstase în campaniile astea electorale, nu pentru ce bani, nu pentru ce bani. Această rețea care lucrează aici de ani de zile, și credeți-mă, eu întotdeauna m-am ferit să spun lucrurile astea, pentru că eu nu mă ocup de teorii conspiraționiste. Eu nu cred în toate teoriile conspiraționiste. Ceea ce vă spun eu acum, eu vă pot dovedi că este real. Toată această rețea, vă numesc pe nume, de la Oazul Năntoi, Natasha Morari, Popov, Boțan, toată rețeaua asta a lucrat întotdeauna pentru un fel de neutralitate permanentă, pe alt plan decât neutralitatea militară. Deci întotdeauna au promovat troglodiți. Deci trebuie să știți că profilul moldoveanului este cunoscut. Profilul moldoveanului este cunoscut, el a fost studiat, v-am spus altă dată, în armata sovietică. Ei știu foarte exact cum trebuie să arate un moldovean la conducere și care moldovean trebuie promovat. Imediat cum apare unul mai răsărit, imediat cum apare un om cu discernământ, intelectual, imediat se pornesc o sumedenie de săgeți împotriva lui. Vă spun, Valeriu Matei avea calități.
Valeriu Matei avea calități. Mulți alții au avut calități din intelectualitate. Au fost decimați metodii. S-au pornit șoaptele. Tot felul de șoșoteală. Nu ai nicio șansă. Dacă ai cât de cât intelect, nu ai nicio șansă să reușești în țara asta, pentru că te vor decima. Deci te fac trădător, te fac nemernic, te fac în tot felul. Și voi îmi spuneți că eu sunt rău și îl fac pe ăsta prostul satului. Deci că eu îi fac pe toți răi și așa mai departe. Rețeaua asta, băutorii de ceai, sunt cei care nu vor permite țara asta să se ducă nicăieri. Nicăieri. Și au teren fertil. Pentru că există lumea asta tot mai săracă și mai săracă. Și există acest lumpen care merge după ei. Uitați-vă câtă agresivitate de lumpen a fost pe rețelele de socializare pentru prostul satului. Și cum au bârfit-o pe Maia Sandu, cum au terminat-o pe Maia Sandu. Pe ăsta nu l-au terminat, că l-au atacat. Toate astea-s petarde că el a fost atacat. A fost atacat pentru ca el să scoată din oameni cele mai rudimentare emoții. Asta s-a întâmplat. Rețeaua asta a lucrat întotdeauna. De la frați socaghebiți până la toți băutorii de ceai din țara asta.